Bună seara și bine ați venit la De ce râd chitările? În această seară vom râde și noi, căci avem un invitat foarte vesel. Ce faci? Ce faci, Dorin? Băi, Marian, am descoperit ceva senzațional! Astăzi se împlinesc 50 de ani de la primul implant mamar cu silicon. Dorina, ești genială! Păi, asta înseamnă că prima femeie operată a trăit 50 de ani cu un singur implant de silicon? Și atunci de câți ani se fac două? Băi, Marian, ești genial! Că atunci ce glumă, salut, genial! Vă salut, vă salut! Salut. Salut. Nu dau mâna cu voi, nu dau mâna cu voi! Măi, am în mine 10 kV! Da? Aoleu. Iar ai fost la electrificări, măi, mufă? Nu, nu, am fost la un meeting electoral. Serios? La cine? Da. La candidatul Oprescu, Columbeanu, Prigoan. Ei, cum au făcut meeting toți trei deodată? Sunt geniali! Nu, draga mea, la TVR trebuie să fii echidistant. Ah, deci tu ai fost la unul, dar aici... Fost... Da, și până la urmă, la care dintre ei ai fost mufă? Că nu cred eu că ai fost așa de șmecher să le iei banii la toți trei odată. Dă-ne un indiciu, măcar, păi, poate ghicim. Asta pot. Ia. Deci, în timp ce îl țineam pe umeri... Așa... El a atins cablurile electrice. De înaltă tensiune? Da. Ah, înseamnă că n-ai fost la Irinela, asta e clar. Nu. Era... Era mic, dacă a atins cablurile de sus... Stai, măi! Erau cablurile de sus de la trenulețul electric din parcul copiilor. Să nu spui că l-ai curentat pe Columbeanu! Nu e nimic de spus. Nu e nimic, Dorina. Că oricum îl pun candidații ei la pământ. Eu? Aha, stai să vezi ce invitații avem. Pentru că, doamnelor și domnilor, astăzi la De ce râd chitarele vin Angry Pascu și The Blue Walker. Bine ați venit, dragii mei. M-am prins de ce ne-ați invitat pe noi. Ați spus să ne asortăm cu Columbeanu. Adică la Servus. Bine ați venit, la dragilor. La statoria mea și... Da, poate că e bine să nu pomenim nume, noi suntem muzicieni și așa din cauza este. Asta, Ghiuri, voiam să-ți pun o întrebare legată de începuturile tale muzicale. Așa. Când ai ascultat prima piesă cu mine? În clasa noua se leagănă o luntre pe usca. Dorina, dar noi de ce nu mai legănăm luntrea? Păi dacă n-ai mai cioplit la ea, Mariane? Ne-am cioplit-o între crengul, unde are mușețelul. Hai să lăsăm monștrii sacri în pace și să trecem la... La monștrii acri. La muzicienii talentați pe care avem aici. Ia gripați cu monstru acru. Ce piese mai aveți în lucru? Aveți un disc nou? Acum lucrăm la el, ca de obicei. Trebuie să lucrez foarte mult la un disc ca să-l poți promova cât mai mulți ani. Așa? Deci noi un disc foarte nou, acum serios. Pentru că în toamna asta se împlinesc 20 de ani de când am făcut proiectul Ghiuri Pascu and the Blue Walkers. Și chiar vom cânta piese foarte noi, numai de pe albumul ăsta, serios. Puteți strecura și ceva de la Zăvoi? Dacă eu am numai în engleză. Dorina m-a ajutat și am tradus o bucată din piesa ta și sper să putem cânta împreună. Tu cânti în engleză, eu cânt, cum știu eu. Și trupa are în engleză. Aveți pagină de Facebook? Unde vă pot găsi fanii? Unde pe colegiile, pe Facebook și pe mine acasă. Mă pot găsi. Dorina. Da, atâția fani cât am eu mă găsesc acasă și în cap la mine în casă. Da, și noi avem trupă în limba engleză. Da? Zăvoi! Deci ce piesă cântăm? Cântăm piesa Cover Me, dar cu o variantă și pentru a intra în grațiile partidelor. Da, corect, da. Este semi-electorală. Și acum, doamnelor, Ioan Ghiuri Pascu, Blue Walkers, featuring Marian și Dorina Bristă. Yeah! Is sometimes good and bitterness is sweet. In a pair of eyes is written more than one can read.